Ați primit felicitări în presă de la o agenție concurentă, machetă publicitară, dar înainte... A câștigat presa, ați văzut? Da. Înainte de Cannes, apăruseră însă discuții în breaslă despre eficiența efectivă a acestei campanii, premiată la, de altfel la EFI România. Având în vedere aceste diferențe de limbaj, după 2 ani și jumătate de criză pe piața de publicitate, cum priviți competitivitatea din această piață și standardele relațiilor dintre agenții? Ele sunt normale. Pagina despre care vorbiți a venit direct de la șeful agenției, care a fost prezent la Cannes acolo și ne-a felicitat, să zic, față ochi în ochi și față în față. Am mai plătit și masa amândoi jumătate pentru toți românii care erau prezenți în momentul acela în agenții. Trebuia să plătești tu. Da, eu m-am oferit să plătesc, dar n-a vrut. A vrut să fie și el partea succesului și am acordat această facilitate, ca să zic așa. Da, cred că relațiile sunt... La EFI, noi n-am făcut parte din juriu, e treaba juriului cum a jurizat și fiecare e controversat. Și chiar, o întrebare chiar este noi... generală, pornind de la două cazuri. Da, cred că relațiile, adică relațiile între agenții, e firesc să existe competiție. Da, când ne întâlnim ca indivizi la Directors Club sau la UAPR sau la IA, relațiile sunt absolut cordiale și este normal, până la urmă, chiar dacă suntem competitori, cu toții avem interesul să fie publicitatea mai creativă în general, să educăm piața, să să existe niște standarde în industrie. Toată lumea are interesul ăsta. Deci avem niște interese comune. Evident, suntem competitori și ne luptăm pentru clienți. Referitor la piață, există anumite segmente care sunt extrem de competitive. Ape, segmentul batonelor de ciocolată, al berilor și altele mai puțin competitive. Și aici și noi am avut, deci și jurizarea și categorisirea cazurilor la EFI trebuie, e work in progress, mai trebuie schimbate, dar noi am gândit festivalul ăsta, e un festival internațional, o licență, o franciză internațională care are anumite reguli și ele trebuie aplicate. Mie, din punct de vedere, ca să revin la întrebarea ta, ce relații există între agenții și între oamenii din agenții, în momentul în care am ajuns la Cannes, toți ne-au aplaudat, au strigat România, au venit cu sticle de șampanie, au scos steagul, deci a fost... Domnule spunea în întâlnirea online că erau unii care n-au spus nimic, nu la Cannes. Nu, bineînțeles, da, normal, evident, dar cei care au fost acolo și toți ne-au felicitat, cum era și normal, și au fost foarte fair play și am băut un pahar de vin împreună și a fost extraordinar. Adică chiar spuneau că foarte mulți dintre colegii de la celelalte agenții spuneau chestia asta, că toți străinii veneau și felicitau pentru campania Rom. Ești din România, bravo! Dar stai că n-am făcut-o eu. Nu, lasă că e foarte mișto campania și practic, am unit cumva România cu chestia asta fără să vrem. Revenind la business, spuneați că v-ați extins activitățile în alte țări. Că participăm și la... Ne cheamă oamenii și la piciuri de pe alte teritorii. Cât contează acum în afacerile Machen, cât contează activitățile pe care le aveți în afară? Destul de mult. Cred că generăm în jur de 700-800 de mii de euro din... Și aveți o țintă stabilită la care vreți să ajungeți, să fie asigurată afacerea din afară? Noi suntem competitivi by nature, de asta și participăm la competiții internaționale și normal că ne bucură. Nu e o chestie simplă să... Ați văzut ce se întâmplă și cu imperiile care să overstretch, să mai duc în alte țări. E complicat, nu e foarte simplu din punct de vedere a resurselor. Intri în alte culturi și nu vorbim de campanii globale. În general, acolo se urmește un anumit fir roșu. E vorba de produse locale, trebuie să înțelegi cultura locală, deci e un efort.
Însă, cu măsură, să nu te dea peste cap în momentul în care ai mai mult business decât poți să duci, nu e bine. Da, cred că în momentul ăsta e, și în general, e foarte important când te extinzi să reușești să digeri business-ul pe care să mestești bine să, da. Afacerea locală cu cât a scăzut în ultimul an? Ca să vă dau un exemplu, dacă la nivel de volum, da. Cred că acum suntem la nivelul anului 2003-2004, deci o coborâre, o prăbușire a turnover-ului. În termen de profit, am reușit și ne-am menținut, more or less, în 2010, suntem în 2011, acum cred că am generat cu 6 milioane jumate de roni, față de 7-200, dacă nu mă înșel, în 2009 și cam la fel în 2008. Deci n-am avut o prăbușire a profitului. Nu știu câte agenții din România se laudă oficial cu profitul de genul ăsta. Este și cei mai mari plătitori, să zic, de la bugetul de stat de taxe, ceea ce nu e rău, pe de-o parte, da? În schimb, la nivelul volumului, piața s-a prăbușit, practic. Ce înseamnă asta? Spuneați că e o vară rece în publicitatea românească. Ce înseamnă mai precis? Cât de rece? Cam, cât am crescut economic, acum cam aceiași ani. Cam așa se întâmplă cu creșteri nesustenabile. Și noi am fost loviți pentru că clienții fac parte, noi gestionăm banii lor. Deci la nivel de volume de investiții în piața media, v-am zis cam pe unde suntem. Sperăm ca anul viitor să nu mai cădem, să rămânem la nivelul lui 2011 și încet, încet să începem să creștem. Chiar și cu 2, 3, 4, 5% ar fi extraordinar. Nivelul lui 2011, urmând în opinia dumneavoastră, să fie cam de cât? Păi am zis, cred că o să avem și anul ăsta o scădere de 10-15% față de 2010 la nivel de investiții în publicitate. Dar sperăm că ne vom opri aici. Și sunteți mai precauți economice decât alții care prevăd o scădere de doar 3% circa? Aș fi fericit ca ei să aibă dreptate la sfârșit. Vedem piața totală. Noi ne-am reușit să ne menținem cota de piață, chiar să ne și mărim puțin și sper că în toamnă să mai avem, să mai câștigăm alți clienți în primul rând la media și asta ne va pune cam pe unde eram acum 2-3 ani de zile. Și a spus că nu se prea mai poate fără digital, presupun, uitându-mă la ce se întâmplă pe piață, că nu se poate fără TV și digital în general. Digitalul a depășit anul ăsta printul. Deci primul an în care depășește încasarea, depășesc încasările din digital, încasările din print. Asta am înțeles, dar când o să devină relevant ca bani pentru partea de, pentru segmentul de digital, când o să devină chiar relevant, suficient de relevant? Din ce punct de vedere? Al banilor. Investiți în publicitate în digital. După ce mă voi retrage eu cu oameni, cine știe. Dinozaurii vor pleca și vor rămâne generațiile despre care vorbea Boțan. În câțiva ani de zile nu cred că în următorii 5 ani, dacă nu 10, digitalul va egala TV-ul. Nu cred. Nu, dar nu se întâmplă asta nicăieri. Dar va cred fi, că este posibil se să fie fragmentează al nicăieri. Doilea canal după TV, e posibil să ajungă foarte repede. Să bată și outdoor. Este posibil și chestia asta. Da, mă referam la faptul că digitalul depășește, de exemplu, presa scrisă mai mult din cauza prăbușirii presei scrise decât a investiției în digital. Corect. Okay. Da, cred că problema e că digitalul trebuie să livreze ca să... Și nu livrează? Livrează, dar nu, adică cred că contează și ideile foarte mult și felul în care este folosită media. Spuneam mai devreme că sunt
foarte multe tehnologii noi și mă refer la o tehnologie, nu știu, poate fi un browser nou sau un... apar tot timpul tehnologii noi și agențiile nu sunt la fel de rapide ca schimbarea tehnologică și, în fine, trebuie să găsești modalități foarte eficiente de a folosi acele tehnologii. Și cred că asta e foarte, foarte important. Ca să dezvolți digitalul și de a le folosi cu efecte, să ai rezultate. Și cred că asta e. Adică, cred că în momentul ăsta încă investim în digital, noi ca agenție. Adică e destul de... De exemplu, nu știu, mă uitam pe piața digital câți directori de creație sunt. Nu sunt. Sunt prea mulți. Deci nu poate să atragă suficient bani ca să plătească un director de creație. Nivelul publicității tradiționale, însă, da. Cei care lucrează, ca și tinerii care sunt acum, vor să fie imersați în digital. Deci da, cred că agențiile tradiționale, adică nu o să mai există agenții digitale, agenții tradiționale. Nu se va mai face diferență. O să existe specialist, implementator, dar cred că toate agențiile trebuie să fie digitale acum și pentru că oamenii sunt digitali și pentru că viața e digitală. Și digital înseamnă orice și din ce în ce mai mult. Pentru că televiziunea va fi digitală și este în momentul ăsta. Dar o să însemne alte modalități de a folosi reclama TV, de exemplu. Și o să vedeți, în următorii 2-3 ani o se schimbe lucrurile foarte mult acolo. Și o să, probabil atunci o să crească digitalul, dar deja va fi, cred că faptul că, nu știu, oamenii gândesc încă pe canale nu avantajează dezvoltarea digitalului. Pentru că ai oameni digitali care au doar un buget digital și care nu înțeleg storytelling, de exemplu, de multe și din cauza asta nu se fac campanii bune pe digital, care nu au efecte, mai departe, pentru că nu se gândesc campaniile în mod unitar, de la început, ai o idee și digitalul este în miezul ideii respective. Și cred că lucrurile astea or se schimbe, probabil, și asta va duce la progresul digitalului.